ca să vezi că pui liniile pe 37 în faza 4 și calculezi restul, câtul și restul, și 221 în faza 4. 37 împărțit la 4. Nouă restul. Da, și zicem 4 ori 9 ori. Plus. Acum are ar plus 21. Și, dar poți să dai seama și în tale. Trebuie să adunăm toate numerele care împărțit la 24 ies cu cât cu 5. Adică ele de ce formă vor fi? A plus B. Nu, nu. Păi dar dacă știi teoria împărțirii cu S, nu? Împărțitorul e 24, cât cu 5, da? Da. Cum ar fi de împărțit la 5 ori 24. Plus restul. Plus restul. Cât poate fi restul? Pe restul e nimic împărțitor. De la 0 la 23. Asta este. Și zici 24 ori 5 plus 1. Așa e trebuie să le faci, da? Zi așa. 24 ori 5 plus 1. Sub el. 24 ori 5 plus 2. Da. Dar primul care este, de fapt? Că noi am să vin pe ăla cu restul. E 24 ori 5 plus 0. Da? Doar 24 ori 5. Pune deasupra. Chiar deasupra, zi așa, 24 ori 5. Păi... Da. Păi e ăla cu restul 0, da? 24 ori 5.
Așa că e cu 0, da? Bun. Următorul vine. 24 ori 5 plus 3. Așa. O să pun puncte? Nu, cred că o să mă țin. Până la 24 ori 5 plus? 20. Plus 20. Și acum trage o linie. Și atunci. Pe coloană. Și facem așa. O coloană cu 24 ori 5. Vezi? Asta ar facem ca un grup. Da. De calcul. Facem niște grupe de calcul. Asta e 24 ori 5. Asta e o grupă de calcul. Și a doua grupă de calcul e asta care se pune separat. În dreapta ai 1 plus 2 plus 3 până la 23 și asta e o sumă Gauss. Da? Da. Știi formula sumei Gauss? De la 1? Da. Ia scrie cu roșu. Formula sumei Gauss. 1 plus 2 plus... Asta scrie în formula asta sumei Gauss. Ultimul termen. Ia și 1 plus 2 plus ia. 1 plus 2. Plus puncte puncte. Plus ia. Egal cu... Ultimul termen, adică ea. Ori, paranteză, ea plus 1. Închidem paranteză, totul pe 2. Da, și el o să fie tot. Pune fracția aia să acopere și el. Un pic mai mult. Așa, uite asta. E formula asta subțină. 1 plus 2 plus ea face ea, pentru că ea plus 1 pe 2. Ei, deci tu aduni așa, ai grupul 24 ori 5. De câte ori apare 24 ori 5? De 24 ori 5. De 24 ori 5. Și cum faci 24 ori 5 plus 24 ori 5 plus 24 ori 5? Da, fac o dată 24 ori 5 și înmulțesc cu 24. Așa vrei. Și zici așa, trage linie și zici 24 ori 5 înmulți cu 24. Deci așa chiar așa să se fac. Aici. Deci 24 ori 5. Și 4 mulți cu 24. Așa. Plus în continuare. Și pune formula Gauss. Vine ultimul termen. 23. 23. Ori următorul. 1. Nu, nu, nu. A, 23. E 23 plus 1, da? 23 plus 1. Da, 23 plus 1 calculează. A, 24. Așa, vedem și zic, 23 ori 24. Totul pe tot. Da, mă, ca și tot. Așa, egal. Thank you.
Păi, de ce pe doi? Stai. Păi, da, tu păi, nu, vreau să simplificat. E ok. Ah. Șerge doi ori. E 276 pe ori, e 276. De ce puteri? De ce puteri? De ce nu? Uite tu la 3, 9, 2, 7, 81. A, se e cu 3. Așa, hai să facem cu roșu, dreapta, puterea lui. Asta e foarte important, să recunoști că undeva sunt puterea lui. Și zi așa, 3 la 1. 3 la 1 egal cu? 3. Da, 3 la 0, ia cum să scriu. 3 la 0. 0. Păi? 1. Așa. 3 la 2. Uite la 4. 3, 9,
27, 80 de ani. Vezi? Deci toate bazele astea de fapt sunt de da. Hai să începem să scriu. Mai punem niște puteri, niște proprietăți de puteri. Ia zi așa, am dreapta la sus. A la P ori A la T. A la P, P. La Paul ori A la T. Asta e ca un cinci. A la P plus Q. P plus Q. A la P plus Q. P. A la P împărțit la A. A la P minus Q. A la P, 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 P. Împărțit la A la Q. Așa egal cu A la P minus Q. A la P totul la Q. A la P și totul la Q. A la P ori Q. A la P ori Q. Dacă A la B egal cu A la C, ia scrie și asta. A la puterea B egal cu A la puterea C. Oare ce rezultă aici? Rezultă? Pe când ai aceeași bază, trebuie să fie și același. A, exponent. Rezultă B egal cu C. Scrie rezultă. B egal cu C. Da, deci când ai aceeași bază, obligatoriu trebuie să fie aceeași. Hai să ne întoarcem, hai să sutrești pe negru. Deci, ce vreau? Nouă scrii ca 3 la 3 lui 3, da? Nouă scrii ca 3 la 2-a. 27 o să scrii ca 3 la 3-a. Și 81 o să scrii ca 3 la 4. Ce ziceți? Primul lăsăm în pace. 3 la 3 ori 3 la 3 ori paranteză. Și zice, nu, 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 nouă nu vreau, nouă, nu mai vreau, ups. În loc de nouă scriem? 3 la a doua. 3 la a doua, totul la 3-a? 2x. Așa, ori? 3 la a treia. Totul la 3-a? Totul la... O, x. Așa. Egal cu 3 la 4. 3 la 4. Totul la 5. Așa. 3 la 3x lăsăm în pace. Și zicem 3 la 3x. Ori. 3 la 2 totul la 2x. 3, oh, 3 la 2 ori 2 ori 2x. 3 la 2 ori 2x. Ori? 3 la 3 ori x. 3x. 3x. Egal cu? 3 la... Poți să rezolvi? Așa. Și zicem, poți să ștergi 2 ori 2 x. 2 ori 2 x faci în vreodată. 4 x. 4 x. Și acum, uite ce avem. Avem înmulțiri de puteri cu aceeași bază. Avem A la P ori A la Q. Da? Și vreau să-mi faci ca A la P ori A la Q. Nu știu. Sau? Am și zare. Uite-o cum zic, aia merge să iei. Păi, copiem baza. A, 3x plus 4x. Da, pe tot. Până pot. Uite că ai 3 puteri cu aceeași bază. A. O să... 10? 3 la 10. Și x-ul poate fi 2. Zicem așa, 10x. Cred că ei s-a... Da, da, vreau mai întâi să-mi scoți. Dacă 3 la 10x face 3 la 20, corect, mai întâi spui 10x egal cu 20, da.
ca un plus. 5 la 2 plus 5 la 4 plus 5 la 6 plus puncte puncte plus 5 la 16. Și acum înmulțim totul. 3 la 2. Nu cu 2 la 2, cu 5 la 2. Așa. 5 la 2 se mulțește la fiecare și zice, inclusiv la set, 5 la 2 a ori set. Egal cu. Și vine 1 ori 5 la 2, adică 5 la 2. 5 la 2. Plus. Plus 5 la 4. Așa. Plus 5 la 6. Plus 5 la 7. No, 5 la 8. Dar te crezi că e 5 la 6 sau 5 la 2, da? Plus puncte puncte. Plus 5 la 6, 70. 5 la 70. Dar ce vin? Și scădem. Și vine 5 la 2 a ori. Așa. Și vedeți că astfel 5 la 2, 5 la 2, 5 la 4, 5 la 4, 5 la 6, 5 la 6, 5 la 8, da, 5 la 8, da, și 5 la 68, plus plus, cu 5 la 68 cu din față. Și le zicem așa, 5 la 2 ori S, minus S, egal cu ultimul care era 5 la 70. 5 la 70 minus 1. Așa, 5 la 70 minus 1. S factor comun. Și zicem S pe lângă. Scos pe S factor comun. S pe lângă. Nu, nu, S pe lângă, adică paranteză. S ori paranteză. La 70, 5 la 2. 5 la 2 minus 1. Minus. Da, deci, ai scos pe S din, din diferența aia, da? Și ți-a rămas puterea aia 5 la 2, iar din ultimul S rămâne 1. Da? Chine paranteza. Egal cu 5 la 70 minus 1, care era așa, da? 5 la 70 minus 1. Acum tu poți calculezi în prima paranteză. 5 la 2 minus 1. 5 la 2 vine 25, nu? Minus 1, 24. Și vine S ori 24. Egal cu 5 la 70 minus 1. Ăla nu poți face 5 la 70. Ăla la clasă. Așa scrie. Cum e acolo? Și eu scos pe S, S egal cu 5 la 70 minus 1. Împărțit la 2. Supra 2. Că nu vei împărți, pune supra. Și vine 5 la 70 minus 1, totul supra 24. Și am calculat prima supra. Da? Da. Aia cu vei. Acum hai să luăm a doua. Și calculăm și a doua. Și când pune numărul în față, zicem 5 S, faci S ori 5.
numărul în fața lui, da? 5 S. Egal cu? 5 ori 5. 5 la 2. 5 la 2. Plus 5 la a 3-a. Plus multe puncte. Plus 5 la 62. Ba nu, 61. 5 la 61. Trage linie. Facem scălerea. Ideea e în felul următor.
că vezi numere cu bară deasupra. Cum e ABC cu bară deasupra. Cu roșu, da? Scrie cu... Nu, are am să știu. Scrie cu roșu, da. ABC cu bară deasupra. Egal cu... A ori 100, adică 100 A. Plus... A, 10B. A, plus 10B. Plus 10, plus 1 C. Plus C. C. Așa. Ei, fiecare exercițiul ăsta, cum e 2 A3 cu bară deasupra, mi-l descompui în forma aia, da? Și zicem, trecem la exercițiu. 2 A3 cu bară deasupra. Scriu aici. Da, da. E ca o... Au, trebuie să fie pe setul la fel, nu? Eu sigur și cifre. Da, e de la 0 până la 9. 0 nu poate fi, pentru că ai numărul ăsta, A, 2, 3. A, și când da. Au e... Când au începe numărul, se pune contra sfidică de 0. Deci au, de fapt, e de la 1 la 9. Plus 10 A plus 3. 200 îl calculez, e 200 da. Și adun 3 și vine 203. 203 plus 10 A egal mai departe 200 nu, nu, nu e 2003, 200 deci 203 plus 10 A. Bun. Tot așa faci și la al treilea de acolo. Pune-i bani. 3. Poate să scriu direct 3. 300. Plus. 10A. 10A. Plus 2. A. Și adun pe 300 cu 2. Egal cu 300 cu 2. Plus. 10 A. Corect. Mai departe. 2, 3 A cu bară deasupra. Egal. 200 plus 30 plus A și egal cu... Da, vorbește. 230 plus A. Așa. Mai departe. 32A egal cu 300 plus 20 plus A egal cu 320 plus A. A, 2, 3, cu bară deasupra. Cu 100, A, plus 20, plus 3, egal cu 100, A, plus 23. A, 3, 2. Egal cu 100 A plus 30. Ui, plus 30 plus 2 egal cu 100 A. Ups. Așa, 200, în rog, 2 A3, pui 203 plus 10 A, da?
Deci fiecare număr de acolo înlocuiești cu rezultatul, da? Adică aici? Asta întâi în loc de primul, da? Nu din 2 a 3 cu partea asta. A. Și fiecare număr din exercițiu ți-l înlocuiești cu rezultatul. Deci 2... 203. A. Plus 10A. Deci în loc de 2 a 3 cu partea asta, ai zis 203 plus 10A. Nu. Cred că o să luăm cu ori. Și face mai mic cu el. Că o să avem nevoie și de rezultat. Se poate și mai mic, că văd. Da, da, să nu mai văd eu. A. Știu că tu vezi, dar eu ce fac. Bun, hai să scriu. Deci, numai rezultat. Și creăm, creăm. Și scriu un pic mai mărunt că e mare. Vine 203. Și hai că, frate, mai facem o chestie. Că dăm aici în jos, ca să... Că, să putea să avem nevoie de toată, tot în toată. Și acum vreau să scriu că de... Cum vrei tu? Așa, 203. A plus A plus 10 A plus 10 A are parte 302 plus 10 A plus 302 plus 10 A 6 plus în totul A așa plus 230 plus A. Așa. 320 plus A. Plus 100 plus 23. Plus 32. Egal. Egal cu... 203 plus 3. Nu, egal cu... Cred că tu ești pe o ecuație. Asta e relația, da? Aha. Relația asta, tu în relația asta ai înlocuit 2 a 3, ai înlocuit pe 3 a 2, cu fiecare spes. Egal cu 1998, din relație. E pe rău. Practic, ce ai făcut? Ai locuit fiecare număr de acolo din relație cu forma lui, da? Și acum, uite, vreau grupe. Vreau o grupă cu A. Am 10A, am cu 10A, am A, A, 100A și cu 100A. Asta e bine calcul separat. Și fac și numere. Și numere separate. Deci astea sunt două grupe de calcul separat. Și fiecare grupă de calcul tu o calculezi separat. Hai să facem asta cu A. Păi vine așa. 10A plus 10A 20, 20 cu 222. 222. 222 A plus. Și acum avem 203 plus 302. 230 cu 320. 505. 505. Plus 230 cu 320. 550. 550. Plus 32 plus 23, 55. Așa, plus 55. Plus 32. Păi nu că le-a adunat cu 23 cu 32. Păi da și... 32 le-a adunat cu 23 și le-a sus în 55. A. Șterge 32. Nu, l-ai făcut adunarea cu 23.
Faci 55 din asta, auzi? Așa, egal cu... Așa. Minus 22. Și zice, 222 e asta. Plus... Cred că n-aș o să adun 505 cu 55. Le adun pe toate, da. Toate, da. Dar zicea, faci 505 cu 55, îți iese 560 și 560 cu 550. 550... Nu, că le fac pe toate, da. Da. 0, 5, 1, 5, 5, 11, 1, 5 cu 1, 6, 11, 5, 16. Dar nu e 16, e 12. N-ai încă un 500. Ah! Mai știi șirul numărul 8?
Plus
știu că ăla stăm de duse, dar nu mai știu cât. Și acum am văzut. Nu știu dacă am făcut corect, că am uitat de regulă asta. Da, că vezi cumva deasupra, pe aici pe vezi prima dată. Am uitat să mă mai uit. Da, să vedem, asta cât bine. 10. 10. Așa. 11 A și 11 de. Corect, îi bagi în exercițiu și zici așa. 10A plus B, chiar așa e scris, mai desfășurat. Bine, 10A plus B plus 10B plus A. Așa. Egal cu. Așa. Și adunăm pe 10A cu A. Avem două grupe de calcul. Nu, calculează direct, 10. Așa. 11A. Plus. Egal cu 99. 11 fac o comă. 11 rângă. Deci, 2 plus 5 divide
am o proprietate asta, că orice număr se divide cu el însuși. Adică 2 plus 5. Să scriem. 2 plus 5. Se divide cu 2x plus 5. Așa, se divide cu 2x plus 5. Da. Și uite ce vreau acum. Vreau să scap de x. În fața lui x aici e 7. În fața lui x aici e 2. Care e cea mai multiplor comună lui 7 și a lui 2? Cea mai multiplu comună lui 7 și a lui 2? Adică ce număr se împarte și la 7 și la 2? 14. 14. Și aici facem așa. De 7, ca să fac de 7, 14, îl mulțesc cu 2. Și pun o paranteză și zic tot grupul ăsta îl mulțesc cu 2. Trage tu o paranteză acolo. Așa. Grupul de jos, că vreau să fac 14, din 2 să fac 14, trebuie să îl înmulțesc cu 7. Tot grupul ăla de acolo înmulțesc cu 7. Paranteză. Nu, nu, jos, jos, aici. Îmi deschid o paranteză. Dă-i un angul. Mai de. Și tot grupul ăla de acolo. Paranteza e în fața lui 2, spune așa vreau paranteză. Că e tot grupul, îl înmulțesc cu 7. Da? Și când înmulțești, de exemplu, un grup cu 2, 2-ul ăsta se înmulțește cu fiecare. Da. Când înmulțesc grupul de aici, grupul de aici, când îl înmulțesc cu 7, 7-ul ăsta se înmulțește cu fiecare. Și zicem, rezultă din prima, pune tu rezultă. Și rezultă din a doua. 2x plus 5 îl copiez și zicem 2, așa. Pe 2x plus 5 îl lași în pace sau copiez. Zicem, rezultă. 2x plus 5 divide. Mai sus, mai sus. Aici? Da, pe la fiecare o să scriu. Deci îl mulțești pe 2 cu 7x, pe 2 cu 27. Și zicem 2x plus 5 divide 2 ori 7x, adică, nu, nu, fără nu e buze. A, 14x plus, 14x plus. 4, 50 și 4. Așa, da, 2x plus 5 divide, deci 2x plus 5 divide, 14x. Plus 54. Din a doua. Tot 2x plus 5 divide. Da. Păi mulțim tot așa. A, 14. 14. X plus 5. 30. Plus 30. Acum tot cu roșu vreau să mai scriu o proprietate. În dreapta. Da. Dacă un număr divide două numere, dacă un număr... Dacă un număr divide două numere, atunci divide diferența lui. Dar cu număr divide două numere, atunci divide diferența lor. Diferența lor? Da, diferența lor. Hai să dăm și cu litere. Zi așa, tot cu roșu. Unde scrieți regulă? A divide B. A mic, A mic. Folosim litere. A divide B. A divide C. Trage o bară și zicem o linie. Înseamnă că A divide diferența, B minus C. Da? Asta înseamnă că dacă A divide B, A divide C, atunci avem pe diferență. A divide B minus C.
Tot așa, deci la tine au tot numărul ăla, 2x plus 5. Trage o bară sub 2x plus 5, nu acolo. Chiar în cap, uite aici. Aici dacă îmi face o bară, da? În cap, da? Așa, de la de aici, uite, hai să o pasă de jos. Să zicem așa, îmi trebuie să o bară așa. Da? Și vine că 2x, treci pe creion. Și zicem 2 plus 5 divide și acum facem diferența. Dacă faci 14x minus 14x, de ăștia este un pas. Și rămâne doar 54 minus 35. Adică... 9. Da? Deci 2x plus 5 divide 19. Adică, și scriem în continuare, 2x plus 5. Aici? Sub, da, sub, acolo. 2x plus 5. Ce număr divid pe 19? 19 număr prim. Înseamnă că singurele numere care îl divid pe 19 e 19 și 1. Așa. Înseamnă că 2 plus 5 poate fi 1. Sau 2 plus 5 egal cu 19. Înseamnă că o să ai două cazuri. Și zici așa, 2 plus 5, ca să zici și 1 și 19, aparține, ăsta e simbolul, ca să lucrăm cu două valori. Mulțimii formată din numere 1 și 19. Scrie ce nu, ce nu poți să... Da? Și închide și ea. Da? Deci scriem ca mulțime. 1 și 19. Și închide și acolo. Da? Deci iată cum... Băi, ăsta e un exercițiu care trebuie să știm foarte bine în finanță rezolvăm. Da? Trebuie să ajungem în clasa 8-a, eu știu. Deci, toată șmecherie este așa. Hai să mai repetăm ideile odată. Ai 2x plus 5 divide 7x plus 27, da? Prima dată vin cu proprietatea de la tine, că orice număr se divide cu el însuși. Și pui tu de la tine din burtică că 2x plus 5 se divide cu 2x plus 5, da? Prima dată ai nevoie să scapi de x. Ca să scapi de x, ai 7x într-o parte și 2x în alta. Trebuie să faci x-ul la fel. Te gândești, cel mai multiplu comun al lui 7 și al lui 2 e 14. Cum faci din 7 14? Înmulțești cu 2. Cum faci din 2 14? Înmulțești cu 7. Și înmulțești tot grupul, primul cu 7, 2 și al doilea cu 7. Înțelegi? Înmulțim cu 2 și cu 7 și vine că 2 plus 5 divide 14, x plus 54, 2 plus 5 divide 14, x plus 60 și scazi. Și vine 14x cu 14x să se la fel, e scăzut, s-a terminat. Și rămâne 54 minus 35, 9. Ce număr divid pe 19? Doar 1 și 9. Și ai două cazuri. 2 plus 5 egal cu 1 și 2 plus 5 egal cu 1. Și hai să rezolvăm. 2 plus 5 egal cu 1. Adică 2x egal cu 1. Egal cu 1, 5. 1 minus 5. 1 minus 5. O să facem noi prin clasa a 6. Pas. Da? Și asta e cazul 1, da? Pune urmă romană în față, ca să știu că a fost cazul. Cazul 2. 2x plus 5 egal cu 19. Dacă 2x plus 5 egal cu 19, scoatem că 2x egal cu 19 minus 5. 19 minus 5. Adică 2x egal cu 14. Și vine că x egal cu 7. X egal cu 7. Și asta e bun. Atât de lung pentru un număr. Da. Deci asta e problema care Thank you.
Te-ai băgat în chat? X? Da, X aparține mulțimii numerelor naturale, numerelor naturale, da? Cu da. Proprietatea că 5 mai mic ca 2X minus 1 mai mic ca 8, da? Practic, tu te gândești așa, ce numere naturale, te gândești așa și numere naturale, da? X-ul deci poate fi 0, 1, 2, da? Dacă X e egal cu 0, ce ți iese acolo? Vine 5, mai mic decât... 20. Nu e, 2 ori 0, că de 2X fără bară deasupra, nu e 20, da? Când 2X așa e, e mulțire, da? Iar vine 2 ori, zicem așa, x egal cu 0. Deci dacă x egal cu 0, zi relația 5 mai mic decât, în continuare, 5, rezult, 5 mai mic decât 2 ori 0 minus 1, mai mic sau egal decât, cum se spune, deci, e adevărat sau fals? Păi, 2 ori 0 minus 1... A, e fals. Fals. Deci nu putem face ca numere natural, da? X egal cu 1. Deci așa vreau, pur și simplu, rezultă. 5 mai mic decât 2 ori 1 minus 1, mai mic sau egal decât 11. Iar și fals. N-am putea să o luăm direct de la 6 sau 5. Păi, gândește-te la cât ar trebui să o luăm. De la 5. 6. De la 6, cât vine? Eu cred că te-ai dus, cred că, la ultima valoare. Te-ai dus la valoarea mai mare. De la 3 ar trebui să o iei. Ah, da, că... Că vine 2 ori 3 și vine x egal cu 3. X. Rezult. 5 mai mic decât 5 cu 7 plus 2 aici. Mai mic ca 6 minus 1, nu, e 2 ori 3 minus 1. E 5 mai mic decât nu așa, 5 mai mic ca 2 ori 3 minus 1 minus 1, mai mic sau egal decât 11? 6, 5 mai mic decât 6. Nu, e 5 mai mic ca 5. E tot față. Dacă n-ai mai mic sau egal, e 5 mai mic ca 5, da? X egal cu 4. Dar oricum ne-am apropiat de evaluare. X egal cu 4 rezultă 5 mai mic decât 2 ori. Mai mic sau egal decât 8. Păi deci e 5 mai 2 ori 4, 8 minus 1, 7. Partea asta e 5 mai mic ca 7. E adevărat, 5 mai mic ca 7. Și 7 mai mic sau egal decât 1. E adevărat. Că ți iese 7, da? Și ăla e cu 355, da? A, deci X se poate. X egal cu 4, lăsați să vedem. Dacă nu cumva să mă mânze cu valori. X egal cu 5. A, că trebuie să fie și toate la fel. Ok. La B trebuie să fie la fel X-ul. Nu? Nu. Alea sunt definiții de mulțime. Da? Adică X-ul dintr-o la mulțime, noi tot una cu X-ul la mulțime așa. Da, mai vreau pe aia, mai vreau de valoare Y. Da. Hai să zicem, X egal cu 5. Ne întoarcem la prima, da? Și dacă X egal cu 5, rezultă 5 mai mic decât 2 ori 5 minus 1 mai mic sau egal decât 11. 15 minus 9, 5 mai mic decât 9. Adevărat.
Mai mergem. Fixim la ușa. Rezultă. 5 mai mic decât 2 ori 6 minus 1. Mai mic sau egal? Aici se de 1 mai mic. Mai mic sau egal decât 11. Adevărat. Adevărat. Și următoarea nu mai e. Să nu cala din ce ne format. Deci, A egal cu... Din ce valori? Pe care sunt adevărat? Deci trebuie să trai X-ul, da? 4, 5 și 6. Așa, da. 4, 5 și 6. Așa. Ce se întâmplă? Îți aduc aminte că la mulții ai mai multe moduri de a defini o mulție. Mai îți aduce aminte de la conspecte? Aici e un mod de a defini pe baza unei proprietăți comune. Bara asta de aici se citește cu proprietatea că. Da? Deci mulțimea ta era dată prin proprietatea comună. Acum, aceeași mulțime e dată prin enumerarea elementelor. Deci, aici am o definiție pe baza proprietății comune. Adică aici am o definiție prin... Puteam să zic că A e format din 4, 5, 6. Dar n-au zis-o așa. Au zis-o că A, de fapt, sunt toate numerele X, numere naturale, cu proprietatea că 2X minus 1 să fie cuprins între 5 și 11. Mai mare care 5, dar mai mic sau egal cu 11. Înțelegi? Deci asta este... Ei, și toate astea, adică se pot reprezenta și prin un al treilea mod, prin diagramul Venn-ului. Că făceai aici un desen. Ah, păi aici. Da, el e buburuza aia. Ah. 4. Deci asta e diagrama Venn-ului, da? Aici e 4, aici e 5 și aici e 6. Da. 4, 5 și 6. Da? Deci, pe baza proprietății, prin enumerare, scrie pe enumerare. Și dincolo avem pe baza diagramului, da? Deci, asta e mulțimea A. Da? Diagram. Acum mulțimea B. Scriu da, diagram. Diagramă Venn, nu e verbă, cu urma. Diagramă. Diagram, diagram. Bagă și un gând. Diagramă. După, în fața lui, până în gând. Deci, diagramă. Venn, 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 e, Venn. Și Euler. Venn. Euler se scrie, Euler se scrie. Diagramă de Euler. 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 Euler se scrie, Euler se citește. Da? Deci are, ăsta e cum știu. Olandez, pe acolo, în zona. Hai să aflăm pe B. Deci l-am aflat pe A, da? Trebuie tot așa. B-ul e devenit prin proprietate. Trebuie să mi-o dai prin enumerare. Și, practic, ce proprietate au? Că 6 trebuie să fie divizibil cu X. Și gândești, ce numere naturale înlocuiești tu acolo ca să-ți iasă 6 divizibil cu X? Păi dă 2 și 3. A. Și 1 și 6. Aia. Și de ce? B egal. Acolo. Ce numai? 1, 2, 2, 3. Ei, mulțimea asta se mai notează și cu D6, pentru că sunt divizorii lui 6. Da? Deci e un D mare 6 și jos. Da? Bun, trebuie să faci A minus B. A minus B, ca definiție, e o operație cu mulțimi care
ia elementele din A care nu se află în B. Adică te gândești ce e A și nu e B. Și zici A minus B egal cu... Nu am mare de mulțime. Mulțime se notează cu întrebare. A mare de B de mare. Egal. Acolo atât. Și te gândești, ce elemente se află în A și nu se află în mulțime? Păi da, 4 și 5. 4 și 5. Ce ală respect? Nu, 2, 3, 4, 5. Nu, nu. Ce e în A și nu e în B? Atât? Nu ce e în B și A, 4 și 5. Deci doar 4 și 5. A minus B e o treabă, B minus A e altă treabă. B minus A e ce în B și nu în A. Da. Deci A minus B nu e tot una cu B minus A. Da. Și asta este A minus B. Ia să vedem. Problema nouă. Da, asta nu știu. Ne-ai ajuns aici? Hai să facem 4 plus și zicem 2 ori
5 de la 180 centimetri. Te face 2 ori 5, fără probleme. 10 lei, da. Deci de aici spate încă lămic, egal cu... 180 împărțit la 10 e 18. 18. Și acum aflăm și pe lămare. Lămare egal cu... 18.4. 18.4. Rezultă lămare. Rezultă. Așa scrie. Asta rezultă lămare egal. Aici. Da, da, rezultă. Lămare egal cu... facem 18.4, adică... 50... 4, 8, 3, 2, 2 și 3, de la cum? 2 și 3, în ori 4, 4 cu 3 și 72 de centimetri. Și acum are. Are egal cu... Sus, că nu o să ai loc acolo. Are egal cu lămare lămic. Are egal cu... 18 ori 73. Pune 72 cu prima linie. Centimetri pătrați.